Salut, bă, oameni, ce mai faceți? Ia scrieți voi în comentarii ce ați mai făcut în ultima vreme. Și ăștia peste 18, sper că ați fost la vot, că nu prea s-a văzut. Că și așa vin sărbătorile, am zis să vorbim despre ele. Deși treaba aia cu statul pe porcul proaspăt prăpălit cu foc de la butelia cu gaz este foarte cunoscută, azi o să mai zic o întâmplare. Eram la țară, la niște cunoștințe de familie. Aveam undeva la 10-11 ani și în curtea aia respectivă, la oamenii aia, erau într-un țarc, în spate de tot, niște porci. Era perioada Crăciunului, era clar deja pentru mine ce urma să se întâmple, doar că oamenii ăia aveau un copil de vreo 5-6 ani, cred. Să zicem că pe copilul ăsta îl cheamă Johnny. Ei, Johnny avea un animal preferat, unul din porcii din graj pe care l-a botezat Ghiță. Probabil v-ați prins ce urmează să se întâmple, dar eu continui, aia e. Ei, și Johnny era foarte atașat de animalul porcin. Iar el ține aminte ce s-a întâmplat cu un an în urmă cu un alt porc la ei în curte și țin minte că a întrebat-o pe maică sa. Anul ăsta nu facem rău la porci, nu? Max a început să-l mintă că nu, dragule, că nu știu ce, că o să se cumpere un altul de la magazin și o să-l prăpălească pe ăla în curte și nu o să se întâmple nimica cu Ghiță. Între timp, eu am aflat că oamenii aveau 3 porci. Și că cel mai gras porc o să fie sacrificat, iar restul o să fie vânduți. Iar pe Johnny l-au mințit că toți porcii o să fie dați la alt om și că porcul Ghiță o să fie bine sănătos în viitor. S-au pregătit toate lucrurile, s-au făcut toate treburile, iar la final am fost și noi chemați. Știți că fără poza clasică pe porcul pârjolit nu se putea. Johnny era fericit, credea că porcul pârpălit pe care stătea era altul pe care nu-l cunoaște. S-a așezat omul, râdea la poză, iar la un moment dat din neant începe să țipe și după să plângă. A început să o facă pe măsa mincinoasă și că toți oamenii de acolo sunt niște hoți răi care l-au mințit și niște criminali care l-au ucis pe porcul Ghiță cu sânge rece. Măsa nu înțelegea ce se întâmplă și a zis: băi, copile, nu e adevărat, uite, nu e Ghiță, e alt porc pe care l-am adus acolo. La care copilul nervos citeze: ești o hoață, că uite, porcul ăsta are un cercel în nas la fel ca Ghiță și sunte și proști că nu știi să mințiți. Ele. Și a plecat copilul în casă nervos plângând. Da, oamenii au uitat detaliul ăla, iar minciuna a avut picioare scurte. Când au intrat ceilalți în casă, copilul Johnny a spart toate farfurile, a dărâmat mobila, a răsturnat mese, practic a întors casa pe dos. A început maica să țipe, apoi să plângă din cauza dezastrului, iar copilul, na, să vezi și tu cum e. Doamne. Vine Crăciunul. Bă, și mie îmi place maxim perioada asta și cred că v-am mai zis. Acum, sincer, e mai nasol că suntem închiși și parcă nu mai simți așa nebunia aia dinainte de Crăciun. Nu mai vezi luminițile de pe străzi, stai doar în casă. Și chiar dacă românii încep să împodobească bradul prematur, din noiembrie parcă nu mai e la fel. Citisem un articol acum câteva zile în care scria, și citez: perioada asta dinaintea Crăciunului e ca o bombă care crește, crește și în ziua Crăciunului bubuie. Doar că bubuitura nu mai e așa de mare ca în anii trecuți. Și stăteam și mă gândeam și chiar așa e. Nu vi s-a întâmplat ca în anii trecuți să vă bucurați așa de mult că vine Crăciunul și să fiți fericiți? Și în ziua Crăciunului parcă lipsea ceva. Efectiv, stăteai și te gândeai, da, și eu ce fac acum? Când eram mici, pe lângă faptul că în zilele dinaintea Crăciunului stăteam pe lângă părinți și bunici când făceau mâncare sau cozonat și abia așteptam să gustăm din ele și n-aveam voie să mâncăm până ziua de Crăciun, după era moșu. Așteptai cu nerăbdare ziua de Crăciun să te trezești, să mergi sub braț, să vezi ce ai primit. Și dacă era ceva ce-ți doreai foarte mult, puai de capul meu, nu mai conta nimic în ziua aia, nici mâncare, nici nimic, tu erai cel mai fericit. Ce mă mai bucura în anii trecuți era faptul că se strângea familia la masă cu mama, tata, bunici, mătușă, un cățel, pisică și eram cu toți așa, mai vorbeam una alta, pa, anul ăsta, hales bules, că ne închide Hanii acum. De zăpadă nu mai zic nimic, că la noi la Constanța mai repede vine sfârșitul lumii decât zăpada de Crăciun. N-am mai avut o zăpadă de Crăciun de când eram mic. Nu știu care-i treaba, cred că de la încălzirea asta globală asta că e jale. Îmi e dor așa să fie ca atunci când eram copil, să simt mirosul ăla de sărbătoare și să mă bucur la orice. Așa că cine e mai mic de acelea de la noi de pe canal să se bucure acum cât încă poate, că o să vedeți voi peste 10 ani că o să-mi dați dreptate. O să vă aduceți aminte și o să ziceți: bă, avea dreptate, mă, nebunul ăla de la lumea lui Dedo. Și trebuie să fiți mulțumiți cu ce primiți de la moșu, orice ar fi, și să fiți fericiți că sunteți sănătoși. Haide, ce ales v-am pupat!